Vă salut, bunii mei colegi. Trecem de zor la treabă. Vă amintesc că suntem în zilele de facturare a dumneavoastră, a patronilor. Eu le amintesc patronilor pentru că patronii noștri sunt oamenii care au cele mai multe drepturi asupra acestei emisiuni. Noi nu avem o comunicare directă, pentru că așa a fost înțelegerea între noi când noastră sprijiniți această emisiune fără să pretindeți la vreun drept editorial asupra acestei emisiuni și eu nu-mi schimb opinia după doar din faptul că am patroni. Adică eu o spun pentru cei care nu sunt patroni acum, ca să înțeleagă că politica acestei emisiuni nu poate fi influențată nici măcar de cei care contribuiți, cărora vă mulțumesc de fiecare dată că contribuiți la existența acestei emisiuni. Contribuția noastră este foarte și foarte importantă ca acest glăscior nu prea mare în societatea asta să rămână și să dăinui până acum, de 12 ani. El o să fie așa în continuare, vocea asta, chiar dacă văd că acum toată lumea se agită pentru alegeri și mai departe, o să vorbim astăzi despre asta, pentru că eu consider că misiunea asta a noastră de a vorbi de aici, de a striga peste sat, cum vă spuneam odată, în Ardeal, în unele localități din Ardeal, există niște tradiții. Vă amintesc celor care v-am spus odată istoria asta, există niște localități unde a rămas, se zice că a rămas până acum, bine, acum poate mai puțin pentru că lumea e plecată din țară, e plecată prin toată lumea, dar acolo ar fi prin munte pe undeva unde stă o lespe de mare și ies un bătrân care de pe piatra aceea începe a străga la cineva că a făcut ceva greșit. Să-i spune, bă, tu a lucrat tare, știu că ai făcut cu tare. Și asta se numește la ei să-l strige peste sat, să-l ocărască, cum ar veni. Eu nu mi-asum dreptul de ocare, dar este un fel de a-i striga peste sat, peste toți ăștia care consideră că sunt și vor rămâne pentru totdeauna mai mari zili și că ei au dreptate. Eu nu cred că ei au dreptate. Eu am să vă spun și astăzi, o să despicăm firul în patru și o să vă spun și astăzi despre ceea ce cred eu, despre hău în care ne ducem noi. Și sunt multe semne a faptului că noi încet, încet intrăm într-un haos fără seamă, în asemenea haos. Aici au fost multe momente de derută și comuniste și mafiote, dar elementele de haos pe care le vedem acum, credeți-mă, n-au fost niciodată. Eu cunosc istoria acestei țări. Bunii mei prieteni, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, distribuiți această emisiune și patronilor vă amintesc că sunt zilele noastre de facturare, să vă verificați conturile dacă vreți să mai rămâneți patroni. Iar cei care n-ați decis până acum să fiți patroni, vă îndemn să contribuiți simbolic la existența acestei emisiuni cu un dolar. Un dolar ar fi minimul ce vă puteți permite și care sper că pentru mulți dintre dumneavoastră, cei care priviți această emisiune, nu este o gaură prea mare în bugetul dumneavoastră. Dar o să știți întotdeauna că ați fost parte a acestui mesaj, ați contribuit pentru supraviețuirea noastră ca curent de opinii și pentru posibilitatea noastră de a străga peste sat smintiții acestei lumi care își permit să sfideze moldovenii, nu la asta mă refer, dar să sfideze natura ființei umane, să sfideze într-un hal fără de hal. Pentru că omul nu poate fi așa, omul nu are voie să fie așa, omul nu poate fi atât de nesăbuit să-și asume niște sarcini pe care el nu are nicio legătură, el niciodată nu a făcut așa ceva. El nu a făcut niciodată așa ceva din ceea ce fac ăștia acum. Ei nu au făcut niciodată așa ceva și ceea ce fac ei este o strâmbăciune atât de mare. Și ei o fac de pe poziția noastră, o fac de pe pedestalul nostru, o fac din tabăra noastră. Aici e mai dureros. Că eu vă spun, ca și ceea ce pretind ei, declarațiile lor și ceea ce pretind ei, este din tabăra noastră. Iată, eu l-am văzut pe un deputat de-a lor,
care o pretins că vorbește englezește la Consiliul Europei. Era o ședință la Consiliul Europei. Este filmulețul ăsta pe rețelele de socializare. Deci unul Groza de la Cahul. Deci deputatul acela, el a fost pe la Filat, a fost președinte raionului Cahul, e un îmbârligat de ăsta, un șrubat de ăsta prin toate schemele politice din ultima vreme. Deci Groza ăsta pretinde că vorbește la Consiliul Europei în engleză. Deci a fost ceva într-o limbă străină, dar nu a fost engleză. A fost o rușine spaniolă. Eu cred că noi așa rușine ne-am pățit cam de timpul lui Cinski. Eu mi-aduc aminte că eram deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membru adunării parlamentare a Consiliului Europei și la o ședință a venit lui Cinski care a pretins să rostească un discurs în franceză. Nu vă mai spun câtă rușine a fost asta, ca președintele Parlamentului era atunci, să rostească în halul ăsta, să-și bată joc în halul ăsta de limba franceză. Păi deputatul ăsta de la PAS în Consiliul Europei săptămâna trecută, deci a demonstrat că există terorism lingvistic, este terorism filologic. Deci omul, cred că cei care erau acolo au zis, băi, ce le-am făcut noi moldovenilor ăștia? Eu mi-am amintesc cu ocazia asta, mi-am amintesc că aveam eu un prieten la țară, care eu eram director de școală, el era agronom șef și într-o zi mă invită la el și spun că, bă, Sergiu, hai să bem un pahar de vin. Eu m-am lăsat astăzi de facultate pentru că, băi, mi-a fost așa de rușine încât am hotărât să las facultate. Păi zice, eu m-am dus la examen și profesorul am început să-i vorbesc, dar el învăța la fără frecvență. Era agronom bun, dar n-avea timp să învețe și învățase bine la școală tehnic-profesională, dar aici n-avea timp să învețe și m-am dus și m-am așezat și am început a vorbi și el la un moment dat spune, ce, cum te cheamă? Și eu spun, cum mă cheamă? Și el spune, dar noi ne cunoaștem cu tine. Zice, nu, ne-am văzut la lecție. Zice, poate ți-am făcut vreun rău vreodată în viața asta. De el spune, că nu mi-ați făcut niciun rău. Nu, tu gândește bine, că nu se poate să-ți bați joc în halul ăsta de mine. E că de ce ai venit tu și ai hotărât că vii la examen și îți bați joc în halul ăsta de mine? Acela s-a dus și a luat documentele de la facultate și a venit înapoi și a zis, gata, nu mi-e trebuie facultate. Deci, mi-e rușine. Deci, dumneavoastră, credeți cumva că oamenii ăștia înțeleg chestia asta? Deci, cum pot să apare în halul ăsta? Eu cred că lumea de acolo, acum stau și se gândesc, băi, dacă trebuie să-i întrebăm ce vor moldovenii ăștia, ce rău le-am făcut noi ca ei să-și bată joc în halul ăsta de noi, să vină cineva și să-și bată în halul ăsta cineva lingvistic de noi, să vorbească în halul ăsta. Deci asta e în primul rând, că eu vă simt, dacă omul ăsta vorbea în română, acolo nu era nicio problemă. Vorbea în română, lumea ce ar fi aplaudat, ar fi fost bucuroasă să audă melodicitatea limbii române, nu era nicio problemă. Dar eu de ce vă spun exemplul ăsta? Pentru că el ar putea să vă pară insignifiant, ar putea să vă pare că m-am legat ca chiorul de gard, că până la urmă ce contează în ce limbă vorbită? Oamenii principali o să înțeleagă, doar așa e la moldoveni. Și contează limba asta, chiar că o frecați toți de colo-colo. Deci, dincolo de faptul că limba vorbită e un element de cultură, e partea importantă a culturii noastre, a culturii intelectuale a unui om, a unui popor și mai departe. Dincolo de asta, limba de comunicare contează și nu poți să-ți permiți. Dar eu de ce v-am spus chestia asta? Pentru că asta demonstrează ce sunt ei. Deci oamenii ăștia cred, ei își închipuie, ei își imaginează că ei sunt valabili din punct de vedere politic, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere administrativ, ei își închipui că ei sunt valabili. De ce? De dacă moldovenii ăștia le-au votat și ei nici măcar nu realizează că creditul lor de încredere se apropie cu pași mari, se apropie de sfârșitul lor. De sfârșitul lor, dar eu de ce am început cu tema asta? Pentru că o să vă vorbesc și despre Ucraina, pentru că asta e tema cea mai importantă, Ucraina. Și eu când vă vorbesc despre Ucraina, chiar dacă vă spun lucruri pe care probabil că le știți, eu încerc să vă dau metoda prin care dumneavoastră să le argumentați și altora și să luptați împotriva propagandiștilor. Pentru că astăzi cineva, un om apropiat, mi-a trimis o imagine cu gușe. Și el mă întreabă, dar cine este? Că el nu știa, el e mai tânăr și nu știa. Ei, zic, ăsta e Cosmin Guș, denunțat ca spion rus. Deci problema lui a fost că lui se vorbește propagandă rusească în limba română. Îi lăsăm și o să revenim acolo. Vă spuneam despre ăștia. Bunii mei prieteni, nu mi s-a întâmplat o chestie foarte proastă. Și am să vă spun de ce. De atâta că ei sunt de aici, ei, așa cum se declară ei,
Deci pretenția lor și prin declarații, ei ca și cum ar fi pro-europeni, români, valabil, intelectual și așa mai departe. Și nu sunt nimic din asta. Eu trăiesc chestia asta ca o dramă, vă spun de ce. Nu pentru că eu am votat, eu doar n-am votat pentru ei. Eu cam îmi dădeau seama ce sunt ei. Dar nici eu n-am putut să-mi imaginez că lucrurile stau așa de prost. Noi în societate, la ora actuală, noi avem elemente de haos. Noi avem elemente de haos, vă asigur eu. Deci, acum, dacă eu altă dată la emisiunile mele vă puteam destăinui ceva ce se întâmplă în procuratură, în justiție, și să vă spun că evenimentul cu tare s-a întâmplat din cauza că falia asta din procuratură, iată, procurorii ăștia, eu spuneam, iată, există niște procurori care ei reprezintă o încrengătură și încrengătura asta luptă împotriva altei încrengături. Și atunci puteai să vezi ce grup împotriva cărui grup luptă. Acum nu mai poți să determini așa ceva, pentru că haosul e atât de mare încât nu mai poți distinge cine și cu cine luptă. Luptă toți împotriva tuturor, pentru că e haos. Deci atunci luptau grupări, dar erau clare grupările. Gruparea Plahotniuc Filat și oricine mai erau ei acolo. Știi cine, din ce grupare. Acum nu-i mai poți identifica într-o grupare anume. Iar tipa asta care e procuror anticorupție, eu vă zic, iertați-mă de comparație de felul ăsta. Dom'le, ăștia o drușcă de felul ăsta nu a avut. Drușcă de felul ăsta nu a fost încă în spațiu public. O joacă băsmăluța fiecare care are interesul, așa de tare îi se învârtește cap că el nu mai înțelege unde se află. Deci țineți minte, cine joacă băsmăluța îi se pupă gurița și ea trece de la guriță la guriță. Și la fiecare trecere de la băsmăluța asta la cealaltă, deci nouă ni se întâmplă lucruri care dau noi elemente de haos. Astăzi ea a avut o conferință de presă. Ea a avut o conferință de presă în care, fiți atenți, și spune ea, dar de ce a ieșit la conferința de presă? Pentru că acolo există, presupus, există un vicepreședinte, unul Ivanov, care a făcut o cerere. Fiți atenți! Nu vă trebuie elementele, dar eu vă dau elementele de haos, care au făcut o cerere penală împotriva unui activist de-a lor, unui Iulian Groza, a cărui el e fiorul tatălui Iulian Groza. Asta este un cunoscut traficant de influență din Chișinău. Deci un șmecher ca și tatăl lui Olesea Stamate. Deci băieți de ăștia care au umblat întotdeauna în târg și au aranjat o aranjat treburi. La moldoveni spune o tochit întrebări. Tata lui Iulian Groza, asta toată viața lui o tochit întrebări. Prin cabinetele procurorilor, judecătorilor, dacă el era, deci el oferea servicii oricui. Ei, acum fiți atenți, Iulian Groza denunță că asupra lui s-au făcut niște presiuni. Deci pentru ca el să nu voteze sau să voteze pe cel care îl rura cu unul care a fost altădată colegul lui Ivanov, acum nu știu în ce relații se află ei, deci că concursul după asta spune Litvinenko, dar o fac totul pe rețelii de socializare, nu la ședința SPP, la Consiliul Procurorilor, nu acolo, o fac pe rețelii de socializare, deci ăsta anunță că asupra lui s-au făcut presiuni, Litvinenko spune că n-ar mai fi valabil concursul ăsta, deci rurac, dar și după asta, Ivanov depune o cerere penală împotriva lui Iulian Groza ăsta, ca să urmăriți firul, tata lui, v-am spus, e șmecherul din târg, că ăsta i-a accesat datele lui personale. Tot astăzi aflăm, eu vă dau elemente, tot astăzi aflăm că Viorel Morar a fost anulată decizia prin care el a fost suspendat altă dată. Consiliul Procurorilor ăștia nu mai fac quorum, știm că ei nu ar mai avea deja, mandatele lor nu mai sunt valabile, probabil dacă aplicăm aceeași hotărârea Curții Constituționale privind Consiliul Suprem al Magistraturii, tot așa ar fi aplicabil și pentru Consiliul Superior al Procurorilor, că n-ar mai fi valabile mandatele lor care sunt expirate. Eu vă vorbesc acum, deci cei ce, nu cred că ați prins totul ce v-am spus. Dar n-aveți cum să le prindeți pentru că ele sunt elemente de haos. Și drușca lor iese astăzi la conferință de presă, fiți atenți ce vă spune, un jurist. Ia! Nu eu, eu nu sunt jurist. Dar o să vedeți, eu am să vă spun logica. Deci ea iese la o conferință de presă și spune că
e, dă cuvântul pentru procurorii ei la anticorupție. Ea spune că în procuratura anticorupție nu mai sunt procurori care să ia bani, ei nu mai pot fi considerați destinatarii traficului de influență, că prin Chișinău, cred că referindu-se la tata lui Iulian Groța, așa mi-nchipui, ea nu știe. Știu cei care au trimis-o la conferința de presă, care au jucat-o băsmăluță și au trimis-o să-i se pupi gurița de altcineva la conferința de presă. Deci ea iese drușca la conferința de presă și spune că există trafic de influență, pe care ea îl califică trafic de influență, dar nu există destinatari între procurori, pentru că procurorii lor nu mai iau bani de la intermediar. Orice jurist o să vă spună că dacă există cineva care pretinde că poate să-i rezolve cuiva o problemă, dar el n-are posibilitate de rezolvare a acestei probleme, această crimă se încadrează în alt articol a codului penal și se numește escrocherie, nu trafic de influență. Ea vorbește și spune că acesta e trafic de influență. Nu spune niciun cuvânt despre escrocherie dacă pretinde ea că traficanții de influență din Chișinău au rămas fără destinatari, că ei la ora actuală se transformă în excroci, că acești nu le dă ei bani pentru că ei nu mai ajung la procurori, pentru că ei i-au dat cuvântul procurorii, ei nu mai iau bani. Înțelegeți? Ce nebunie! Eu vă spun, așa nebunie în organele procuraturii justiției nu a fost. Există multe alte elemente de haos. Dumneavoastră, cum credeți? De ce a ieșit penalul filat ieri într-o emisiune televizată? Dar vă spun de ce a ieșit. Sau de ce iese interlopul Usatei la televiziune la ora actuală? De ce revin personajele astea? Filat ieri și a spus, de la urma urmei ce s-a întâmplat? A ieșit iară cu musca în nas și a ieșit nu filat acela de la tribună. Când a avut un discurs, prima dată parcă ieșea un omuleț din el la discursul cealaltă de la... Prima dată când parcă a fost sincer. Nu sincer, dar a fost cumva funciar. A fost așa cum ar fi un om. El prima dată a fost cât de cât egal cu sine însuși. Înțelegeți? Ca ieri să iasă, nu filat acel de la tribună când a spus că o să... Nu-i mai aminti, nu mai contează, că el, nu atât el contează. Dar faptul că personajul ăsta este în spațiu public, iese interlopul Usate, iese condamnatul filat, criminalul filat, e condamnat, așa cum e justiția, ei au făcut-o. Deci, oamenii ăștia iese nu întâmplători, dar ei sunt elemente a haosului din societate. Ei nu și-ar fi permis, dacă exista o justiție, nu o justiție necapturată, că era capturată, dar era o justiție controlată, dar cel puțin acea justiție care era controlată de Plahotniuc la odată și de alți procurori generali care mai erau, ea era încadrată, ei se străduiau să respecte niște reguli, pentru că regulile cele erau necesare și lor, că altfel intrau și ei în haos. La ora actuală nimeni nu mai are nevoie de reguli, pentru că haosul a fost impus de la această guvernare. Ei au început să guverneze haosul și haosul ăsta la ora actuală pătrunde în toate sferele sociale. Eu, săptămâna trecută, mi s-a întâmplat un eveniment accidental care m-a adus, nu contează ce eveniment s-a întâmplat, un eveniment accidental care m-a făcut să vină asta și să vă spun următoarele cuvinte care vi le spun. Adică evenimentul acela m-a făcut să-mi dau seama cât de aproape am fi fost noi de rezolvarea unor probleme politice, vizionare în țara asta. Dacă ăștia nu vineau cu prostia asta, cu tâmpitul acela care a rostit un discurs, ni s-a făcut, cred că rușine, putea rosti în română, dar el demonstrează ce fel sunt ei. Da? Deci, eu vă amintesc, dumneavoastră, cei care mă ascultați mai demult, fac o mică trecere în revistă, fac un mic de recurs la istorie. L-am făcut, dar mă iertați dacă repet, dar el e în contextul ăsta. Bunii mei prieteni, bucata asta de țară care a fost numită republică independentă, care a
Nu mai repet acum cu și aici a fost primul parlament, din modul în care Republica asta și-a declarat independența după ce nu mai era independentă Rusia și Ucraina, când noi am rămas ca fasola în zi de Paști, nu mai avea nimeni nevoie de moldovenii ăștia în Uniunea Sovietică și moldovenii ăștia au fost nevoiți când au văzut că nu mai există nicio șansă să rămână în Uniunea Sovietică și-au declarat independența în Piața Mare a Adunării Naționale. Așa cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat evenimentul ăsta. Pentru că pentru moldovenici care au venit să-și declare independența în Piața Mare Adunării Naționale, erau mulți moldoveni conștienți, care vreau unire cu România, care înțelegeau multe lucruri, care i-au creat așa mișcarea noastră de eliberare națională, care avea o vechime deja de aproape 3 ani. Deci noi, în sensul ăsta, în 91 am făcut o revoluție. O revoluție națională, în sensul bun a cuvântului național, nu naționalistă. O revoluție națională prin care ne-am căpătat o anumită identitate intermediară, adică nu, mulți știau că sunt români, dar era un pas spre ceva atunci. Deci, v-am spus, au apărut elemente care demonstrau că noi mergem pe o cale bună. Tricolorul, care la început era denunțat ca dânsi ca steag fascist, spuneau ei, pentru că România lui Antonescu a ajuns cu steagul ăsta până la Stalingrad, dar ei erau sovietici și erau cei care au stat în tranșei împotriva. Bine, dar tricolorul ăsta nu era acceptat de nimeni. El acum e un steag valabil și recunoscut de toți cei care urăsc România, dar el era un steag fără stema asta, era un steag la fel ca și acela al României. Noi am avut același imn deșteapte române. Deci erau elemente care demonstrau direct calea noastră. Era o revoluție, în cel mai bun sens al cuvântului, o revoluție națională. După mai multe greșeli care s-au făcut, lașități, populismi, ce vreți, ajungem în 94 cu un parlament dominat de președinții de colhoz de atunci, moldoveni comunizați și corupți de către puterea sovietică, asta erau agrarienii, cu mișcarea interfrontistă care era coloana a cincea a fostului imperiu în Republica Independentă, Republica Moldova, ei ajung majoritari, în afară de dânsii, ajung încă membrii răzlețiți ai Mișcării de Eliberare Naționale, pentru care și eu. În 94 ei adoptă Constituția, noi nu avem numărul de voturi necesare să ne opunem și adoptă o Constituție care prin felul ei răstoarnă toate cuceririle noastre naționale de până atunci. În 94 se produce o contra-revoluție. Elementele acelei contrarevoluții sunt neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, care era un fals, pentru că armata rusă era deja pe teritoriul Republicii Moldova, deja fusese războiul din 92 și ei acopereau tot separatismul ăsta și stăteau la straja separatismului ăsta. Le-au dat atunci mai multe facilități încât separatiștii nu mai semănau separatiști. Și noi ne pomenim atunci cu răsturnat totul. Scot imnul, o lăsat cânești steagul ăsta, i-o pus tema asta ca să deosebească de cel român, că nu puteau, ar fi fost prea de tot. Deci bag în Constituție că Găgăuzia are dreptul la autodeterminare. De fapt, asta apare în legea lor, dar e în același context. Da, îmi cer iertare. Deci apare în legea despre Găgăuzia, apare că Găgăuzia are, dar pare că și în Constituție, e un lapsus acum, cred că este în Constituție. Deci apare că Găgăuzia are dreptul la autodeterminare, nu, e în legea lor. Are dreptul la autodeterminare, da, este și articolul în Constituție, da. Care dă autonomie, că nu autonomia în sine e periculoasă pentru noi, pentru mersul nostru, dar cei ce-o scris e acolo, că Găgăuzia are dreptul la autodeterminare în cazul în care Republica Moldova își pierde statutul de stat independent, adică ei pun o leagă chestia asta, ne leagă, ca noi să nu putem face niciodată unire. Deci asta fac ei. De ce v-am spus istoria asta din nou? Pentru că pentru prima dată după atâția ani, după aproape 30 de ani,
Noi ajungem cu niște oameni declarați pro-europeni, mulți dintre dânși se declară români sau cel puțin nu-și neagă faptul că ei se consideră români. Și au 63 de mandate, le mai trebuie 4 mandate cu care să schimbi tot acum. Adică să revendicăm tot ceea ce am pierdut noi în 94. Și în condițiile astea de război, când acum suntem practic la adăpostul ucrainenilor, asta ar fi fost o soluție mare. Dar de ce spun cu un eveniment de săptămâna trecută, m-a îndemnat să vă spun așa, pentru că ceea ce am văzut eu în evenimentul ăsta care s-a întâmplat, am văzut că asta ar fi lesne de făcut. Că dacă ar fi oameni care ar juca politic, ar avea voturi în Parlament. Și costurile n-ar fi atât de mari. Costurile, vă asigur eu, ceea ce am văzut eu, costurile n-ar fi atât de mari. Adică cam tot ceea ce facem noi ar rămâne așa, dar noi am fi recăpătat niște redute pe care le-am pierdut în 94. Dacă ăștia despre care vă vorbesc eu acum ar fi fost cei ce s-au declarat ei. E dezastru în sensul ăsta. E dezastru în sensul ăsta. Eu vă spun lucrul ăsta pentru că eu sunt un om care vin din timpul cerului, dar eu n-am ce-mi reproșa. Eu, dacă îi lăsăm la o parte pe tâmpițe, știți că eu mai citesc toate comentariile. Acum îi încurajez să mai facă lucrul ăsta, dar mă doare. Trebuie să le spun că mă doare să mă numească în continuare. Cel mai tare mă doare când îmi spun că sunt moșneag și sunt boșoroc și du-te, băi, moșneagule, de aici, dă-ne pace. Asta e cel mai tare mă doare de nu mai pot, știi? Și că surât, adică surât, du-te, băi, nu ne mai încurca, băi, du-te. Eu, considerându-mă în sinea mea, mai tânăr decât foarte mulți dintre dânși care, din punct de vedere intelectual, s-au născut morți. Și spiritual s-au născut morți. Eu mă consider un om foarte tânăr la vârsta mea de 62 de ani neîmpliniți. Eu am impresia că sunt un om deschis, cu minte deschisă, adaptabil la situații, un om care nu m-am anchilozat undeva, capsulat undeva în trecut. Mie îmi plac tinerii de astăzi, foarte mulți tineri de astăzi pe care îi cunosc, eu îi accept, eu știu că tinerii ăștia mai au mult mai mulți ani decât mine în față, dar poate nu iau, pentru că bătrâneța nu este o condiție a morții imediate. Bătrâneța, așa cum este ea privit între oamenii intelectuali, oamenii știu că mult mai mult lume moare cu totul din alte motive decât bătrâneța. Bătrâneța este cauza celor mai puțini morți între oameni. Adică eu acum dorindu-le mult sănătate tinerilor și dorindu-le ca să nu li se întâmple niciun accident în viața asta, să nu moară pe front, să nu moară în accidente, să nu moară de beție, dorindu-le toate lucrurile astea, spun că bătrâneța nu este fatală în sensul ăsta. Dar lasă să-mi spun în continuare că-s bătrân și urât, pentru că eu mă consider mult mai tânăr decât ei. Am făcut abaterea asta și mergem mai departe. Deci, noi acum, cu ăștia, dacă ei erau cei care se declară, noi am fi avut șansa asta, oameni buni. Noi am fi avut șansa asta să modificăm Constituția acum și voturi în Parlament sunt pentru asta. Dar ei nu sunt altceva. Acum, dacă revin la haosul lor, trebuie să știți că oameni ca Filat, eu mă tem că ei pot fi votați în continuare. Eu nu am șanse. Eu nu am șansă, pentru că moldovenii ăștia înveninați și intoxicați de pe ecranele televizorului, sunt sigur, eu mă uit așa după comentarii, sunt sigur că eu în viața asta n-am făcut nimic. Ei sunt sigur că eu n-am făcut nimic, pentru că ei asta întreabă. Așa ai făcut tu, Mocanu, dar eu știu că am făcut multe în viața asta. Eu, așa cum vă spuneam, și iertați-mă că vorbesc despre mine acum, că vorbesc în contextul haosului lor. Eu știu că eu am fost un bun director de școală. Eu știu că eu am făcut multe în funcția mea de vicepreședinte a Comitetului Executiv Raional. Eu știu că eu am fost un deputat foarte activ. Eu știu că am fost un redactor la ziar în care am fost editorialist într-o bucată de vreme la ziar. Eu știu că am niște esei scrise bine. Eu nu mă știe nimeni în sensul ăsta, pentru că eseurile mele nu le-au citit oameni care se pricep la literatură. Am impresia că nu le-au citit. Le-au citit mai mult amatori și nu știu ce am scris eu. Dar asta e altceva. Eu am fost la război, iar eu când m-am întors, eu vă spun despre niște rătăciri de mele. Eu când m-am întors de la război, eu nu eram fudul, nu eram arogant,
Dar eu consideram că faptul că eu am stat în tranșee nu-mi dă mai multe drepturi ca altora, dar mă pun într-o poziție în care eu am un cuvânt dispus. S-a dovedit că nu. S-a dovedit că alții care erau de aceeași vârstă cu mine, v-am spus, deci ei sunt făcătorii, dar eu sunt distrugătorul. Deci eu mi-am dat seama pe urmă, stai, de ce treci tu cu iluzia asta că tu ai putea să faci ceva din poziția asta? Pentru că ei durăsc mai mulți dintre cei care nu au fost alături de tine în tranșee. Deci ei te pot bărfi mai mulți, ei pot crea o opinie în jurul tău și tu nu mai ești valabil. Eu m-am uitat la ce-o scris ăștia care sunt de pe aici, de pe la Anticorupție, ce-o scris pe pagina mea de Wikipedia și nu e adevărat că pe Wikipedia poate scrie oricine. Scriu niște îmbrligați. Eu nu sunt cel care sunt în realitate acolo. Și eu nu sunt, și eu mă bucur de asta, că eu nu sunt pentru dânsii, știu eu, omul care să mă aprecieze. Doamne ferește să fiu apreciat de ei. Dar eu vă vorbesc și suntem noi alții, cei care mă ascultați pe mine, în raport cu haosul ăsta pe care l-au creat ăștia. Bunii mei prieteni, Filat nu a apărut întâmplător. Cum ar spune Giovara, asta nu este întâmplător, tovarășe. Faptul că apare Usate și Filat, o să mai apară din ăștia. O să mai apară pentru că oamenii ăștia nu se mai tem de nimic. Atât e de mare haosul încât fiecare dintre ei își poate rezolva orice problemă. Dacă vă adaug aici că Damir și-a rezolvat un dosar, că toți acei comuniști cei pe care și-au rezolvat fiecare câte un dosar și pe exemplu ăsta o să-și rezolve alte dosare, Filat mai are un dosar, mai greu decât Aista pentru care a stat în pușcărie. Pentru că în Aista în care a stat în pușcărie nu l-a judecat justiția, l-a judecat Plahotniuc și asta o știu toți, dar asta nu înseamnă că Filat nu a făcut crime. Nu înseamnă deloc că el nu a făcut crime. Dar el acum iese, el își adună băieți, el știe că are moldoveni. La urmă, și am făcut ai băieți. Dar ce am făcut? Dar și am omorât om? Mai furăm noi, dar furăm toți, nu? Deci asta spune, de fapt, Filat ieri. El iese și el e valabil. El, dar că l-a trădat aiește, i-am văzut că îi urăște de la Recean până la cățelușul lui de altă dată, Victor Bodiu, pe toți îi urăște, iar mânca, iar be dintr-o lingură de borș, dar băieți, restul trebuie să veniți încoace. El acum o să meargă în alegeri locale, o să vadă câți moldoveni votează cu el cu oamenii lui în teritoriul de la Vrana Butoiului, pentru că acolo în teritoriu nu sunt oameni atașați unui partid. În teritoriu cei care au mai rămas și o trecut formal vreo școală și pot citi și au tablița mulțirii rezolvate. Deci oamenii ăștia pot ajunge primar în sate. Și oamenii ăștia acum își caută câte un partid politic și se uită pe la Chișinău care e mai valabil și atunci împart acum cam cu care partid s-ar duce. Și ăștia de aici de la Chișinău toți știu lucrul ăsta și acum fiecare câți primari de ăștia o să-și strângă. Nu contează viziunile lor politice, asta chiar nu mai contează în Republica Moldova. Contează care gașcă o să fie mai mare la alegerile locale ca să știe deja cum să meargă la alegeri parlamentare și prezidențiale. Iată de ce noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu avem niciun procent. Pentru că el nou în felul ăsta nu ne trebuie. Dar noi facem emisiunea asta și rămânem într-un dialog pentru că noi sperăm că lucrurile se pot schimba. Pentru că tot ce aici facem noi este valabil în afara țării astea. În afara țării noastre noi nu suntem oameni smintiți. Noi nu suntem adecvați acestei situații în care vă spuneam eu acum dacă cei care se declară pro-europeni și români și care înțeleg că țara asta nu are vreo șansă, eu... Apropo de bătrânul ăsta urât, care-s eu, noi, dacă cineva de aici trăia în spațiu public vreo cauză, ne auza pe noi încă în 2007, când am spus că trebuie să tragem frontiere între noi și Transnistria. Astăzi era o cu totul altă situație. Dacă nu se ocupau toți de cultivarea separatiștilor, de cultivarea mafioților, noi de asta ne-am ocupat. De-aia noi nu o să avem niciodată investiții aici. De-aia noi o să rămânem o mocirlă pentru foarte mult timp înainte. Înțelegeți? Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Eu nu vă pot spune ceva concret. Altădată știți că vă spuneam lucruri concrete din justiție. Dar eu acum nici de la
oamenii cu care discut eu nu mai pot afla cine și cu cine luptă în justiție. Pentru că luptă toți împotriva tuturor. Există o sumedenie de judecători care nu au fost promovați și ei nu știu de ce nu au fost promovați. Adică nu există niște criterii după care nu au fost promovați. Există Țâfna Maia Sandu. Și Țâfnoasa au zis, ăștia nu trec. Dar de ce? De atâta că Sisu zice că ei nu-s buni. Dar Sisu și ala poate spune orice. Pentru că Sisu și ala în mare parte este în carușilor. Dar Sisu și ala în cea mai mare parte este a grupărilor mafioate de aici. Eu nu țin minte momente în care Sisu și ala să fi lucrat pentru interesele Republicii Moldova. El a lucrat pentru interese străine întotdeauna. Sau dacă interesele au fost locale, ele au fost mafioate. Iar sisuista are agent sub acoperire direct de la Moscova și mai are încă lume care au pierdut legătura cu centru de la Moscova, prin lumea jurnaliștilor, prin persoanele publice, pe care îi poate șantaja întotdeauna cu dosarelul pe care îl au ei la SIS. Și toate astea, una peste alta, banii care se plătesc prin redacții, dosarele lor de agenți de influență sau agenți, știu eu, rezidenți sau ce au mai fost ei, toate puse la oaltă, creează tabloul ăsta. Eu, într-o țară, de ce vă spun că într-o țară normală, un dialog, cum a avut el loc între prezentatoarea Lorena Bogza, care vorbește de la dânsa din bucătărie, ei sunt provincioase, ei și-au rezolvat problemele ei ca persoană și Dumnezeu cu dânsa are o familie, are copil, nu am o problemă cu asta, eu în general nu mă bag în viața lor personală, asta nu mă interesează. Dar care vorbește, de ce spun că vorbește de pisobă sau de la bucătărie? Pentru că nu mă interesează. Emisiunea e privită, nu-i privită, nu interesează rating. Ei îți provincează, ei are un anumit nivel, ei cheamă. Și dacă te uiți la dialogul acela, rămâi perplex. Deci îl aș bate joc de toată lumea, asta îl întreabă și îl spune, bună întrebare. Și nu răspunde, nimic, nu mai urmează după asta nimic. Îi pune altă întrebare valabilă și așa, bună întrebare! Și așa face de vreo 3-4 ori. Dar ea spune, dar și v-a plăcut în întrebarea asta mea? Nu vreți să faceți așa cumva să ne placă și nouă răspunsul dumneavoastră? Și acela vine la emisiune fără nicio frică că va putea fi, că cineva va avea interes să-l divulge, să-l dezbrace frumos, să-l dezgolească frumos. Să-i vedem formele lui intelectuale mârșave și idiote. Deci ei n-au nicio frică când merg prin studiouri de asta. Pentru că știu că când se duc într-un studio de televiziune, apropo, emisiunea lui Gonțăieri a fost ireproșabilă. Orice ați spune dumneavoastră, dar băiatul ăsta are talent. Eu a fost ireproșabil în sensul ăsta. Ca și multe altele. Și o să vă spun de ce. Nu de atât că mă invit pe mine, nu din cauza asta, din mai multe. Dar eu vă spun ce se întâmplă prin alte redacții. Cum, domnule, să stai și nici măcar să nu-ți bat joc, știi? De așa ceva. Cum să nu-i sară țandra într-un moment dat jurnalistului și spune, băi, dar cât poți să vă bateți joc, știi? Am să trec acum la Ucraina, foarte scurt, după asta o să vă răspund la întrebări. Ucraina acum într-o situație extrem de complicată. Armata rusă a preluat cumva inițiativa. Ceea ce n-am știut eu și nu v-am spus nici dumneavoastră pentru că n-am știut, dar n-am avut cum pentru că trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că liderii mondiali la ora actuală sunt altfel decât erau în condiții de pace. Nu pentru că ei au vreo intenție să manipuleze sau să, așa cum spun cei care spun, domnule, Occidentul acum are un plan să lupte până la ultimul ucrainean. Occidentul
Înțelege foarte exact. Numai că Occidentul, azi vă spun niște lucruri. Deci, Occidentul colectiv știe că nu se poate eschiva de la acest război. Acum, numai să fiți foarte atenți ce vă spun. Eu v-am mai spus lucrul ăsta. Ucraina, romanțată pe timp de război, este eroică și așa cum o știm noi că va rezista în acest război și când spunem slavă Ucrainei, eu spun des lucrul ăsta, mă refer la o elită ucraineană care nu a scăpat șansa de mâini să devină eroi și oameni care fac istorie. M-am exprimat acum foarte exact. Iar Ucraina este diferită. Ucraina este și sovietică, și prorusească, și multe alte hibe sunt în Ucraina. Și boala ucraineană nu se rezolvă cu războiul ăsta. Pur și simplu, războiul ăsta le dă șansă unei elite să țină Ucraina în... Bine, sunt și alte chimii care s-au produs acum. Rușii au făcut din ucraineni, fac națiune acum și îi consolidează cu atacul ăsta asupra lor, vorbind ironic. Dar este în același timp clar că dacă cumva admitem prin absurd pe foarte scurt timp că rușii ar putea să cucerească Ucraina, asta e o catastrofă europeană, cel puțin europeană. Asta ar fi o catastrofă europeană, pentru că rușii în același moment și-ar căpăta resurse de două ori mai mari sau poate de trei ori mai mari. Pentru că ucrainenii ar deveni resursă rusească împotriva Occidentului. 40 de milioane de ucraineni ar deveni combatanți antioccidentali. Bine, nu toți, parte din ei care sunt luptători acum împotriva Rusiei ar fi decimați sau ar fi nevoiți să fugă, ar muri, iar cei care ar rămâne ar deveni bun de consum curent al rușilor. Și asta Occidentul înțelege. Ceea ce noi poate apreciem ca cinism, și eu foarte des am apreciat ca cinism tărăgânarea Occidentului, nu sunt atât de categoric acum. Eu mă uit atent la lucrurile și dumneavoastră nu fiți categorici. Pentru că și pe mine mă doare faptul că mor ucraineni din cauza că nu au armament suficient și că rușii au preluat inițiativa acum pe anumite segmente. Situația ucrainenilor nu este deplorabilă pe câmpul de luptă, ca să mă înțelegeți corect, dar rușii au preluat oarecum inițiativa și sunt în înaintare. Lucrul ăsta s-a pornit și nu l-am putut vedea atunci nimeni dintre noi, pentru că nu ni s-a spus public și era clar de ce nu ni s-a spus, că ucrainenii își cam pierduse resursele încă înainte de retragerea rușilor din Herson. Pentru că dacă ucrainenii ar fi avut resurse suficiente, umane și mai ales logistice, rușilor nu li se putea permite să treacă Dnipru fără să fie nimiciți acolo, să fie înconjurați și să li se reducă capacitatea lor combativă după retragerea din Herson. Ei ar fi trebuit, vorbind cinic și în termen de război, ei ar fi trebuit să fie nimiciți pe malul drept al Dniprului, dar lor, ei au plecat de pe malul drept, vreo 20-30 de mii care au fost și au păstrat capacitatea combativă pe malul celălalt și acum și-au consolidat pozițiile și cu mobilizații. Plus la asta, vedeți că și sancțiunile n-au toată puterea de pe care ar putut să o aibă dacă Rusia n-ar fi avut un spațiu la est foarte mare, din care ea începe deja la nivel de stat să criminalizeze tot mai mult și să ajungă la ei prin contrabandă, prin rețele de traficanți, de droguri, de armament, să ajungă la ei un fel de armament, spre spune că de prin Laos, de prin Coreea de Nord, acum o să ocupe Occidentul de chestia asta. Dar eu vă spun lucrul ăsta la ce moment? Vă spun la momentul în care decizia deja este adoptată. Da, a fost o tărăgânare. Și din anumite lipsuri pe care le-au avut Occidentul. Dar cel mai important a fost politica lui Biden, care cred că e corectă. El a zis, domnule, tărăgânăm. Da, o să fie mai greu. Dar facem lucrul ăsta punând drept prioritate consolidarea Occidentului. Să nu poată rușii prin rețelele lor cominterniste să fractureze, să fragmenteze Occidentul, să certe țările, pentru că americanii ar fi putut mai repede să acționeze și să livreze de la ei și la armamentul ăsta americanii. Dar asta ar fi însemnat să creeze
screze breșe în alianța occidentală. Deci americanii și-au luat sarcina să nu permită destructurarea Occidentului, să-l păstreze consolidat, și el se consolidează din ce în ce mai mult în acest război. Da, o trecut timp, da, sunt pierderi umane, dar lucrurile se fac temeinic și asta ne bucură. Da, ucrainenilor le vine foarte greu acum și eu țin pumnii strânși, mă rog pentru ei să reziste, și armele occidentale deja s-a luat decizia, vor veni către ucraineni, întârzi un pic, dar ele vor veni către ucraineni și eu sunt sigur că războiul ăsta va fi câștigat de lumea occidentală. Slavă Ucrainei, slavă eroilor ei, ținem pumnii pentru ei și ne rugăm în fiecare zi și noapte să-i țină lumea deși. Tocmai din cauza asta eu m-am străduit să-mi trăiesc viața asta dârz și cinstit. Și indiferent ce știți dumneavoastră despre mine, eu vă asigur că așa mi-am trăit viața asta și am de gând să mi-o trăiesc în continuare. Dârzi ca oameni, dârși și cinstiți. Asta e cel mai important capital pe care îl poate avea orice om. Orice om. Asta e mai mult decât toate bogățiile pe care le acumulează ăștia cu musca în nas. Dârzi și cinstit. Și cât mai puțini compromisuri. Cât mai puțin. Eu am făcut compromisuri în viața asta. Dar de fiecare dată m-a costat atâta încât compromisul cealaltă nu merita. Și dumneavoastră o să faceți compromisuri și o să vedeți de fiecare dată că orice compromis care l-ați făcut, prin un compromis însemnând să vă abateți puțin de la principiile dumneavoastră de viață. Eu de câte ori am încercat, am zis, băi, dar poate nu e chiar așa, dar poate e că aici trebuie să fac un compromis. De fiecare dată o ieșit prost. Și mi-am dat seama că asta nu mai merită. Asta nu înseamnă că eu nu sunt deschis dialogului, că eu nu sunt deschis discuțiilor și mai departe, dar există niște principii de care trebuie să te ții. Și Occidentul e așa. Occidentul, deci noi suntem în felul ăsta, ajungem să înțelegem cum este viața firească în Occident. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Asta o să ne fie de mare sprijin și folos. Eu trebuie să vă răspund la întrebările noastre. Bună, domnul Mocanu, ce părere aveți despre scandalul de la CSP și Picecox? Ce e acolo? Eu v-am spus și mai revin încă o dată. Nu putem ști la ora actuală cu exactitate ce se întâmplă. Eu v-am dat câteva elemente și mai repet un pic. Acolo a fost propus un oarecare rurac. Rurac ăsta a fost sculă de-a lui Plahotniuc, dar înșurubat de foarte mult timp pe lângă actuala putere. Înșurubat altfel, deci Viorel Morar nu a putut să se înșurubeze, el s-a lipit la un moment dat. El a reușit să facă pacoste lui Stoianoglu și a reușit și acum văd că mai reușește, dar Rurac a avut filet pentru ăștia și imediat s-a înșurubat. O știut el, sunt multe elemente de modul în care s-a înșurubat Rurac ăsta. Rurac era deja ca și director la Picecox. Avea aranjat tot și la un moment dat s-a întâmplat ceva. Nu știm, v-am spus elemente. Iulian Groza contate traficant în spate. Tot așa e Olesa Stamati, care chiar dacă nu-i la, da, e persoană de influență în justiție, cu Litvinenko, măi, dar Litvinenko ăsta, eu acum mai puțin cred că el are interes care ar mărgini cu corupția, cu mafia. Eu cred că omul ăsta, eu așa cum l-am văzut, dincolo de faptul că, mă rog, orice om are lacune în cunoștințele lui și așa mai departe, că el nu e un jurist foarte bun, asta o știe toată lumea. Dom'le, dar e de o nesimțire inimaginabilă. Eu, cum îmi spunea odată, ce, măi, eu îl văd pe ăsta că e fudul, dar nici măcar nu înțeleg de ce. Eu așa nu înțeleg ce cu omul ăsta. Adică el e nesăbuit, el e tâmpit sau el are ceva în spate care nu știm noi. Cum poți fi atât de nesimțit? Cum poți să vii cu atâta semnătate într-o studio de televiziune? Cine trebuie să te crezi ca să... O, în întrebare! Și să stai ca un motan gras pe sobă și nu-ți piese de nimic. Asta deja, încă la început, spuneai, băi, tânăr, e prost, nu știe, dar deja după un an și jumătate de călcat prin străchin, omul ăsta, dacă avea un elementar simț al autoconservării, deja trebuia să înțeleagă, trebuia să înceapă a înțelege că le-a fost, că li s-a epuizat resursa. Ei mai au vreo 2-3 luni de zile și resursele lor, electorale, creditul de încredere, el se epuizează definitiv. Până și cei mai îndrăgostiți moldoveni de ei, mâine o să-i urască.
Și o să-i auziți cum îi vedeți acum încântați pe rețele de socializare. Ei sunt încântați încât spistocotare mulți dintre ei. Ei încă nu știu de mizeria de acasă. Unii, ei mi-amintesc de cei care nu au trăit o zi în Chișinău, erau plecați de la coada vacii de undeva, plecați în Italia, dar nu trebuie să te atingi de Dorin Chirtoacă. El nu a fost niciodată în viața lui la Chișinău. Dar de cel mai bun primar a municipiului Chișinău să nu te atingi. Că badanta îți scoate ochii, îți mulge părul din cap. Ei nu au fost niciodată la Chișinău. Păi cam așa și cu ăștia, ei încă nu știu. Nu vă supărați pe mine. Am și eu soră în Italia. Nu vă supărați pe mine, oamenii care mă înțelegi și spun că nu condamn acum această ocupație. De altfel, bună pentru familie, pentru tot ce aici este. Nu îmi bat joc de meseria asta. Vă spun de toatele astea care se ocupă de politică aici și care sunt drăgostite de Maia Sandu, de PAS, de tot. De astea vorbesc. Nu de femeile cuminți care se ocupă de familia lor, dar de haimanalele astea care sunt politică de atâția ani de zile și nu pot scoate un cuvânt pe rețele de socializare, te înjură de mama focului. Eu asta o spun așa, eu mă amuz când citesc chestia asta, mine chiar nu mă atinge lucrul ăsta. Chiar mă bucur adeseori că astea mă înjură. Chiar mă bucur. N-aș vrea să ajung să-mi smulg părul din cap, dar asta e altceva. Deci nu mai putem spune cu exactitate ce se întâmplă acolo. Acolo luptă toți împotriva tuturor. V-am spus elementele. Rurac ăsta trebuia să fie. La un moment dat, groza care îl sprijinea datorită tatălui și o retras. Iulian ăsta, Ivanov, de la anticorupție, scrie cerere penală pe Iulian Groza ăsta, îmbrăligatul de la președinție. O scot pe Drușcă la conferință de presă și Drușca povestește că e scrocheri, că intermediarii, spun încă o dată ca să fie clar ce spune Drușca astăzi la conferință de presă. El spune că până nu de mult în Republica Moldova a fost trafic de influență, unde erau clienți, erau intermediari și erau destinatari, printre dânșii, procurori, judecători și așa mai departe. El vine și își dă cuvântul că procurorii ei nu mai sunt destinatari, nu mai sunt cei care primesc de la intermediari banii de la client. Ea asta spune. Dacă crima asta în continuare se numește trafic de influență, deși ei banii nu mai ajung. Eu pretind că asta e scrocherie. Că dacă toți traficanții de influență s-au transformat în escroci, voi doar îi știți că ei doar ieri erau traficanți de influență. Procurorii ței, Drușcă, Beață, ce ești, ți-ar spune, dacă așa ar fi, cum spui tu, că ei s-au dezis deja să mai iei bani. Că până nu de mult toți au averi, toți sunt bogați, adică intermediarii ăștia umblat ca suveica de colo-colo până acum. Dar ea spune că gata, procurorii ei nu mai primesc suveica asta. Gata. Atunci, voi transformați-i din traficanți de influență, pentru că voi nu mai luați bani, nu? Transformați-i în escroci și condamn prinții pentru escrocherie. Druștii nu i-a spus cum să spună. Și i-a spus așa cum... Nu, i-a spus cum să spună, dar de râsul lumii. Ca și limba engleză lui Groza acela de la Cacul. Doamne ferește, și-au mai bătut joc acela de... Aceia cred că stăteau acolo, spune mie, ce-am făcut noi? Ia că și le-am făcut noi la moldovenii ăștia, deci bat joc în halul ăsta de noi. Apropo, eu n-am văzut, dar mie îmi spun că în rezoluția Consiliului Europei, pe care presa lor angajată și cățelușii lor de companie, o ascund chestia asta, dar ea o să iasă, cât de curând o să iasă la iveală, spun că în rezoluția asta a Consiliului Europei îi spus foarte dur despre cazul Stoianoglu. Cazul Stoianoglu este singurul portiță din care ei ar mai putea, deci Stoianoglu, dacă ei ar înțelege, Stoianoglu ar fi singura lor șansă să revină la normalitate. Să renunțe la tot ce a făcut împotriva lui Stoianoglu, să-și pună cenușă pe cap. Și din momentul acela, bine, asta s-ar întoarce, dacă ar reveni Stoianoglu, s-ar întoarce în mod firesc și asupra lor, asupra unora dintre ei care au făcut crime până acum, dar în general ei s-ar salva cu Stoianoglu dacă ar renunța la... Că de acolo i-a început să se ducă la vale, de la Stoianoglu. Și zici că în rezoluția Consiliului Europei
Este foarte clar expus momentul cu Stoianoglu, că Stoianoglu a fost reținut fără motive, fiți atent, fără motive de a fi arestat, de a fi reținut. Dar asta e foarte grav. Pentru CEDO, pentru modul în care se întâlnesc lucrurile acolo. Nu pentru lipsa, nu pentru, ca să mă înțelegeți, nu pentru lipsa componenței de infracțiune, că asta e altceva. El a fost arestat fără motive. Nu fără lipsa componenței de infracțiune, ci fără să existe informații despre infracțiune. Înțelegeți? Pentru că în momentul în care omul are bănuieli rezonabile, persoana este reținută în vederea constatării componenței de infracțiune. Că pe urmă se poate constata că nu a existat componență de infracțiune. Chiar dacă motivele pentru care omul a fost reținut erau rezonabile, adică bănuiala era rezonabilă. L-a văzut persoana respectivă într-un loc anume, împreună cu un infractor, din care se deducea că ăsta ar fi putut să întâlnească cu dânsul la ora asta, să-i transmită banii cu tare, ca pe urmă, după ce analizează, să constate că camera stătea sub un alt unghi și s-a văzut că ei, în general, nici nu s-a văzut la față, iar bănuiala era rezonabilă, pentru că s-a întâmplat chestia asta, iar pe urmă s-a văzut că componența de infracțiune acolo nu era. Nu e asta, nu e asta. Aici nu a existat nimic din ceea ce v-am spus acum și asta e foarte grav. Pentru un stat de drept, pentru o justiție cât de cât valabilă. Deci, ca să înțelegeți, în cazul lui Stoianoglu, în afară de țâfnă, dorința moldovenilor, acum, eu mă adresez acum, că, bine că m-ați întrebat, eu mă adresez dumneavoastră acum pentru cei care aveți încă capacitate de a raționa cât de cât. Pentru cei care îmi spuneați, domnule, lăsați odată, Stoianoglu ăsta a eliberat toți criminalii. Ok, dacă dumneavoastră ați fost sincer și nu ați cărat răhat din capul altuia, în capul dumneavoastră, dacă n-ați fost purtători de răhat și dacă aveți cât de câtă logică, cei care îmi spuneați așa, spuneți-mi vă rog, dar aceștia care îi eliberează pe toți infractorii acum, ei cum trebuie calificați? Că acum se eliberați, Dămir, Filat, numai, cred că mâine nu o să mai aibă dosarul acela. Comuniștii care au făcut, care i-ați văzut și v-ați bucurat, vă amintesc, Serioja Sârbu, toți acum vor fi, sunt deja eliberați pe un dosar, o să fie, aieștia cum îs? Dacă aveți, dacă logica noastră e valabilă. Dacă nu sunteți autobasculantă de răhat intelectual, de informație, de asta, de gunoi. Domnule Ucanu, puteți să ne explicați ce se întâmplă cu batjocura, cu compensațiile, ce scop a urmărit guvernarea când a cerut ca oamenii să scrie cereri? Ce cu birocrația asta? Dar nu-i birocrație. Eu cred că, deci mie mai mulți oameni mi-au spus, eu n-am scris cerere și nu știu. Eu, în sensul ăsta, sunt afară. Eu am considerat că nu mă adresez la ei după nimic. Eu mă rog, ca să mă înțelegeți mine corect, acei care spuneți că eu nu fac nimic, eu mă rog lui Dumnezeu să nu cer niciodată, nu știu dacă o să reușesc, dar eu mă rog să nu cer nici măcar pensii de la statul ăsta. Statul ăsta pentru care eu am luptat. Eu sunt cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare și mi-ar reveni o plată, nu știu de cât lei, acum am câteva sute de lei sau vreo mie, nu știu cât, mi-ar reveni și pentru Ordinul Ștefan cel Mare. Deci eu nu m-am dus cu legitimație, nici nu știu unde e legitimația mea de participant la acțiune de luptă, eu nu m-am dus cu ordinul meu Ștefan cel Mare în piept. Nu m-am dus nicăieri să-mi cer vreo compensație vreodată. Și mă rog să-mi dea Dumnezeu sănătate ca să pot munci până la adânci bătrânețe, ca să nu fiu nevoit să fiu om liber și să nu fiu nevoit să iau nici măcar pensii de la ei. Nu de asta eu n-am scris. Noi ați scris, e bine să scriți, noi sunteți în alte relații, eu sunt în alte lupte, pur și simplu. Deci, nu zic că nu era valabil să scriți. Sunt oameni care nu pot lega tei de curmei. Deci, ca să înțelegi că eu tot muncesc, eu nu primesc bani pentru nici vreun trafic de influență sau escrocherie. Eu n-am făcut asta în politică niciodată. Și nici nu sunt activ politic. îmi spun oamenii, eu nu știu ce fac cu compensațiile astea. Oamenii au scris cereri
Și acum le-au venit facturi, la unii este compensat, la alții nu-i. Nu mai știe nimic cât costă, de unde o luat. Dar din cei ce le-au spus lor ieri Filat, și nu de atât că au spus Filat, știi de ce a spus chestia asta. Și noi știam lucrul ăsta. El a spus-o, contează doar în măsura în care a lor spune, unul care le-a fost tată altădată. Pentru că eu nu înțeleg. Până și a lor le-a spus chestia asta, Filatul lor. Eu nu înțeleg. Dar în orice țară normală, dacă ăla, spânul ăla, nu a avut împuterniciri să semneze contractul ăla, cum poate fi valabil? Care l-a semnat el? El nu are nicio valabilitate, el nu a avut nicio, nu i-a fost delegată nicio împuternicire pentru așa ceva. De atâta nu cred că are vreo șansă Stoianoglu să revină. Sistem, Ion Cebanu va fi lăsat să participe la alegeri? Cred că da. Cred că da. Eu nu știu cum îl pot împiedica ei pe Ion Cebanu. Ei au făcut din Ion Cebanu. Deci Ion Cebanu nu poate câștiga alegerile astea din primul tur. În Chișinău. Nu băgăm politica aici, din alte motive, nu asta contează. Eu așa cred, așa e părerea mea, eu nu știu ce arată sondajul. Sondajul mai tine încolo, duc. Dar ei îl trag de urechi pe ceva. Ăștia vor să-l facă lider politic pe ceva. Ceban așa poate să ajungă și președintele Republicii Moldova, dacă ăștia mai acționează așa. Добрый вечер, господин Макан. Когда люди говорят, что я не буду воевать за этих, кто во главе государства, пускай они и так, дали, пускай они и так далее, извините. Люди скрывают свою трусость и не хотят признавать. Была одна история во время Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны германская армия, не вермахт, еще та имперская армия Первой мировой войны, дошла через нейтральную Бельгию, дошла до ворот Парижа. Есть такая там речка, Марна называется, это приток какой, Сены, наверное. То есть они дошли практически сегодня вот там, где дошли немецкие войска, практически там сегодня уже Париж, наверное, вот эта конгломерация Парижа. И они уже были под Парижем. Они бы заняли Париж. Но случился один момент. Один пилот, еще тогда во время начала эры авиации, один пилот, возвращаясь из какой-то разведки или почты, они носили почту, разведывали, они еще не знали назначения авиации. Еще тогда авиация в начале войны еще не бомбила, она не стреляла. Он увидел колонны немецкие, кавалерию, людей и так далее, он увидел участок, где они двигались на Париж, увидел брешу на румынском, на русском, не знаю, увидел участок, где был разрыв, да, вот разрыв между двумя германскими армиями. Он видел это по пыли, которая поднималась от этих колонн, людей и лошадей. И он доложил в штаб, невзначай, говорит, вот я летал, и увидел, что вот на таком-то участке был участок не занятый вот этими войсками. И какой-то офицер обратил внимание на это и сказал генералу. Генерал собрал за несколько часов, это случай, который был, он собрал за несколько часов, там в Париже было где-то между 3 или 5 тысяч такси уже, машин. Собрал эти все машины, все таксисты в городе, загрузил на эти такси, загрузил солдат с оружием. Получилось несколько тысяч солдат, по 4-5, сколько они были, сразу получилось там умножить на это где-то больше 10 тысяч людей. И они на этих машинах вошли в этот разрыв армии,
окружили, я не, как там раньше было, я не победили. То есть они задержали, не победили, а задержали немцев. То есть они не смогли напасть на Париж. Почему я вам это рассказывал? Потому что этот генерал потом сказал одну очень интересную вещь про войны. Вообще, я это на своей шкуре ощутил. Он говорит после этого, я не знаю, он говорит, кто победил в этом сражении. Я не знаю, кто является героем этого сражения. Тот, который это сделал, этот генерал. Говорит, я не знаю, кто победил в этом сражении, но я точно знаю, что если бы это не случилось, если бы я не выиграл этот бой, я был бы единственным виноватым за то, что немцы заняли Париж. Так и здесь. Когда у победы всегда есть много акушерок, а проигрыши, они являются орфань, как это на русском, являются, ну, найдите, мне не приходит это слово, беспризорниками или нет, не беспризорниками, ну забыл, извините. Я думаю, что я вам ответил. Eu românește acum să spun, nu, nu mai repet tot când avem timp, dar zic că victoriile au multe moașe întotdeauna victoriile, iar înfrângerile sunt orfane, de mamă și de tată. Pentru că în istoria asta care am povestit-o rusește, după ce au salvat Parisul, deci vorbele astea le-a spus în general. Așa se întâmplă întotdeauna. Cum credeți, va fi reluată judecarea lui Filat? Eu cred că Filat... acum ca să mă înțelegeți, eu nu cred că Filat ajunge din nou lider politic. Asta n-ar fi din mai multe motive. Eu cred pur și simplu că faptul că Filat a ieșit așa cum a ieșit, să ne spune, dar la urma urmei ce am făcut? La urma urmei ce s-a întâmplat? Faptul că el a avut tupeul ăsta și dorința asta de a ieși să-și declare o victorie, asta deja ne spune despre multe rele. Dar are și, posibil că are și șanse, pentru că eu pe moldoveni nu-i cred. Acum iarăși nu vă supărați pe mine că vă zic moldoveni, dar eu pe moldoveni nu-i cred. Cum nu e adevărat că moldovenii trăiesc altă viață, ei trăiesc cu altă... Cum nu e adevărat că moldoveanul nu-și vinde casa, de exemplu? Casa părintească nu se vinde, da? Se vinde. Dacă prețul e bun, se vinde și cu tot, și cu mamă, și cu tată, și cu bunici, și cu soacră, cu tot absolut se vinde. Vinde tot moldovanul ăsta. Dacă prețul e bun. Realitorii spun că se vinde și casa părintească. Așa e și aici, adică nu mai știi. Terciul e atât de mare și atât de încurcat încât nu mai știi. Bună seara, domnul Conu. Cum considerați în cazul victoriei lui Trump? Ucraina nu va mai avea sprijinul SUA? Unii analiști consideră că Putin vrea să lungească războiul până la alegerile din 2024. Poate Putin vrea asta. Putin ar putea să vrea să lungească până la sfârșit. Bucuria cea mare este că Trump nu o să mai câștige. Eu asta sper că se va întâmpla. Eu care am sprijinit inițiativa lui atunci, recunosc, adică eu am avut în privința americanilor, eu v-am spus că eu am stat odată în America vreo 3 luni și mai bine, și eu am avut o percepție, recunosc acum, un pic distorsionată. De aici au și venit, deci eu, ca să mă înțelegeți corect, eu cred că am greșit în aprecierile mele asupra lui Trump. N-am greșit în general, pentru că cam așa ar fi trebuit. Eu pe Trump l-am luat drept un republican, dar el nici măcar republican nu era. Acum se descoperă niște lucruri foarte urâte despre Trump. Și asta nu seamănă. Cei care o să-mi scrie și o să-mi spune, v-am spus, domnul Mocan, v-am spus că Trump a ăsta. Degeaba vă bucurați, pentru că asta nu este un semn. Dar eu am greșit atunci, dar a fost o greșeală onestă. Eu, așa, dar Doamne ferește să mai câștige Trump a ăsta. Dar bucuria este că el nu va câștiga alegerile. El a rămas fără sprijin chiar și în partidul lui. Și faptul că ei nu au luat voturile pe care au mizat în alegerile astea, vorbește despre faptul că Trump nu mai are șansă. Bună seara, domnule Mocan. Ați observat faptul că George Simon promova ideea de a nu mai fi finanțată Republica Moldova pentru că în acest mod se interține statul moldovenesc? Am văzut, da. Vă asigur eu că o să aveți o digestie mai bună dacă nu o să-l priviți pe,
pe George Simion și pe Șoșoacă. Avem multe alte lucruri pe lumea asta ca să ne pierdem timpul cu niște schizoizați, niște oameni care trăiesc într-o lume a lor, care îi deosebește, care îi diferă foarte mult de lumea reală. Ăștia sunt pacostea României și sunt descendenți din mineri, din comuniștii cei obscuri și până la mineriadele din România. Mine mă sperie, cum m-a speriat altă dată. Eu trăiam ca un copil care îi se îmbată părinții sau părinții lui devin criminali când vedeam minerii ce. Și acum acel sentiment îl am cum îl aveam atunci când era Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu. Eu știu dragostea multora pentru poezia lui Păunescu, dar Păunescu a fost un comunist obscur ca și Corneliu Vadim Tudor. Și acum ăștia deja sunt descendenți din aceea, dar mai oribili decât aceea. Cum credeți, domnul Mocanu? Grosu a pus în discuție cu Erdogan despre profesorii turci vânduți de Dodon. Iată, spuneți-mi, vă rog. Iată, omul ăsta s-a întâlnit cu Erdogan și noi avem problema asta cu profesorii cei turci. Iată, cum, unde încape ipocrizia cretinilor ăștia? Cum să te duci să te întâlnești cu Erdogan fără să spui ceva valabil? Voi l-ați învenut pe Stoianoglu când nu a fost atent cu profesorul Erdogan și voi vă duci și vă întâlniți cu Erdogan acum? Noi avem o problemă cu Erdogan. Alții poate nu au. Dar noi avem o problemă, pentru că ai noștri, i-au livrat la nervul, la pretenția lui Erdogan, i-au livrat niște oameni care putrezesc în pușcării, degeaba. A fost anulat ordinul lui Stoianoglu de eliberare din funcția lui Viorel Morar. Ce se va răzbuna el pe Stoianoglu? El se va vrea iar în sistemul procuraturii? Să bată ca în... O să vedem încă multă bulibășală, ca la... O să fie deja câte vreo trei pe un loc la cât s-o schimbat în procuratura. Eu nu știu ce o să fie. Vă spun, de asta cu Viorel Morar, asta e încă un semn al haosului în justiție, a haosului generalizat pe care îl creează ăștia. O fiară depășesc tare mult timp, mă roagă lumea să încerc să încap într-un ceas, pentru că lumea privește emisiunea, o ascultă în mașini, o ascultă, nu-i chiar bine că depășesc cu mult o oră de vreme. Are rost să vă întreb dacă participați la locale din momentul în care nu se produc reforme administrative, n-are rost să mă întrebați, mă iertați. Bună seara, domnule Mocanu. Unirea de la 1859 și cea de la 1918 a avut loc după slăbirea Rusiei ca urmare a războiului din Crimea și Revoluția Bolșevică. Aceasta au favorizat cele două uniri. Nu numai asta. Acolo au fost și alte elemente care... Poate avem timp vreodată să vorbim, acum nu avem timp. Nu numai slăbirea Rusiei. Și slăbirea Rusiei a fost un factor, dar slăbirea Rusiei probabil că este mai degrabă motivul pentru care România a căpătat și Basarabia. Basarabia în mod sigur s-a întâmplat din cauza slăbirii Rusiei. Dar pentru Transilvania cred că sunt alte motive mai esențiale decât slăbirea Rusiei. Tot respectul, ce părere aveți despre răspunsul domnului Gavriliță, doamnei Gavriliță, cred că da, doamnei de mână scriți. Vedeți să nu încurcați, ar trebui să scriți de a doamna, să nu încurcați cumva cu asemenea greșeli, că dacă facem niște greșeli de felul ăsta cu discriminarea de gen, putem să încăpem cu toții. La întrebarea doamnei Vlah referitor la starea excepțională în plenul guvern, am văzut doar un titlu, dar n-am reușit să citesc și nu știu care a fost confruntarea, am să mă uit după emisiune. Am văzut într-o zi la Unimedia un titlu dintr-o declarație a lui Usatăi. Cu Usatăi eu zic că el, iertați-mă, dar asta e titlul de ziar, că el n-ar mai vrea să devină pidaras la vârsta de nu știu câți ani are el acum. Și ăsta era titlul de ziar. Degrabă o să vedem în ziare, ca, cum am spus și altă dată, bocite, discântice, înjurături, toate la olalt. Asta era, nu ziar, de site, valabil, Unimedia. Bună, prieteni, vă doresc o seară bună, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, deveniți
patroni, dacă vă puteți permite, patronii vă amintesc că sunt zilele dumneavoastră de facturare până la data de 5, verificați-vă conturile, iar restul distribuiți și puneți like la această emisiune. Seară bună!